3, 2, 1, start. Salutare tuturor și bun venit la un nou vlog. Sunt astăzi aici cu Ionuț și cu a sa mașină BMW seria 3. Seria 3 e 90. 320, 163 de cai. 163 de fabrică. Stage 1. Da, cu DPF off. Mașina... mare parte e ok. Mașina trage așa trebuie și atât cât trebuie. O să facem în curând un 0-100 să vedem ce timp aproximativ scoate. Așa mergem cu trafic de București, dar Severin. Dar în Severin, da. 3-4 mașini pe cap de locuitor. Spune despre mașină. Deși mulți nu or să știe și nu am apucat să fac un vlog atunci cu tine când am fost, mașina am cumpărat-o amândoi de la Timișoara acum 6 luni, cam așa. Da, în jur de 6 luni. Ce să zic, mașina estetic arată foarte bine, pot să zic. E dreaptă. E dreaptă, e la linie, nu-i bușită, nu-i lovită. Acum să vedem cum o ținem cu traficul ăsta, să sperăm că... Să vedem cum se menține pe România, că știi cum e, la noi o mașină se întreține un pic mai greu. Da. Bun, având în vedere că mașina a fost de Franța, chiar arată foarte bine. Pentru anul ei, merge bine, sunt mulțumit. Să le spunem oamenilor despre dotări. Păi avem, eu știu, avem o navigație mare CCC, dublu climatronic, un volan sport, încălzire în scaune, da, interior Recaro. Interiorul este ceva foarte deosebit. Chiar acum pe filmare se apar aici cadre cu interiorul mașinii. Da, ceva mahon pe aici prin față. La interior mașina este ceva mai special, adică nu vezi zi de zi așa ceva. Avem și trapă pe două poziții, cărdeluță spate, încălzire în scaune, buton start-stop. Da, buton start-stop. Pilot automat și na, toate cele paru Xenon. Asta pentru parcă și asta la BMW refrigerat. Cotiera. Sau cotiera. Cotiera refrigerată. Am văzut acolo spate că ai cotieră sau ce anume este? Da, e o cotieră cu suport de pahar. Și sac de schi. Sac parcă de schi. Mi-ai arătat mie odată. Sac de schi. Câți kilometri are mașina? Kilometrii actuali sunt 193.921. Nu pot să spun că sunt 100% reali, nici nu mă interesează. Atâta timp cât mașina merge bine, poate să aibă și 500.000. Dacă a ținut 500.000, înseamnă că e o mașină ok. Din punct de vedere. Când ai făcut softul? Softul e făcut de vreo 3-4 zile. E o diferență mare, pot să zic. Aproximativ la cât ai putere ai dus mașina? Cred că aproximativ undeva la 200. 195-200. Ai pus-o pe un stand dyno sau? Nu, aici în oraș nu. Nu avem așa ceva. Da, nu avem așa. Da, poate pe viitor, dacă mai investim ceva bănuți. Spune-mi despre consumul mașinii. Consumul actual, ce mi-arată pe bord, cred că e unul real. Am făcut ceva chestii prin bord din meniu secret. Cine are E90 probabil știe. Da, să ți arate consumul. Da, să bată consumul real. Temperatura apei, ceva de genul. Da, pe acolo pe undeva să ți bată consumul de pe navigație cu consumul real. Undeva la 90 un pic prin oraș, mers cu soft stage-ul, e destul de bine.
da, mers nici lejer, nici sportiv, deci mai o talpă, mai lejer, în funcție de trafic. Ce ai schimbat la mașină? Ce piese? Sau dacă ai făcut vreo modificare? Piese n-am schimbat, am schimbat termostatele care am pus. Termostatele sunt o problemă, la aceste motoare. Filtre, ulei, astea uzuale, curățate, gherei, intercooler, furtune, la turbină momentan nu am probleme. Toate astea le-ai făcut înainte să faci stage 1. Da, înainte de stage 1. Deci, ca să fie mașina în parametri normal și să te duci cu ea pe soft, trebuie să fie în regulă. Da, clar. Cât de cât, adică intercoolerul. Da, suspectez oarecum un injector, să zic așa, îl suspectez. Am ceva mici trepidații, gen după 2 zile de pornire, undeva la 30-40 de secunde trepidează, foarte puțin. Și cred că a suspectat un injector, dar o mai lăsăm așa ceva vreme să vină un pic căldura, să vină primăvara, să vedem cum se comportă și dacă cumva e o problemă, dăm cu injectoare de pe 3.0. Injectoare 3.000 și cu duze mai mari. Da. Și atunci deja o trece lejer la stage 2. Da, dacă sunt mai intercolor mare. La turbină momentan nu vreau să umblu. Când pică, vedem ce va urma. Cum e cu ambreiajul? Ambreiajul momentan e ok. Sunt sigur că a fost schimbat, pentru că cei mașini de la kilometri respectiv începe să bată volanta foarte rău. Da, au probleme. În special motoarele astea cu 2000 și 3000 am văzut și 2.5 la fel. Da, e o problemă la BMW și nu numai la BMW, și la Volkswagen. Cred că e o problemă gravă. Cauza e din cauza... Cauza e din cauza, da, tine. Cauza ar fi din pornirile astea cu ambreiaj tot timpul. Ești ambreiaj, calc ambreiaj, mers mineral. Și pe oraș și așa e. Folosit foarte mult. Ți-a plăcut ție manuală? Ai merge pe automată? Nu aș merge pe automată. Nu că n-ar fi fiabile sau n-ar fi ok, dar nu sunt adevărat. Automate, am înțeles că ar fi și ceva problematice acum. Acum cum o treci, știi cum e, dacă îi faci schimb. Exact. La automat e mai mult pentru trafic aglomerat, oraș mare. Aș fi mers pe automată la un motor mai mare, gen 3 litri, da. Pentru o mașină mai mare, gen în seria 5. Da, pentru o mașină de asta e destul de ușoară. Ce-ți place la mașina ta? În special, mai special, așa. Special interiorul. Interiorul. Maxim. Da. Că e neagră, mă gândesc că... Da, culoarea... Că e neagră. Bine, pe viitor o să am nici modificări. Un meleron. O pleoapă. Pachete, mai clar. După cum vedeți, mașina la exterior este stock. Jante pe 17. Da, jante pe 17 originale. Farul cu lupă, Vixenon. Da, Vixenon. Poziții de America. Facem și noi ce putem, așa pe zi ce trece. Un pic pe aici, un pic pe acolo. Le mai punem acum. Dar, în general, aș vrea să mă acces pe motor, să meargă bine, să nu fie probleme, injectoare, turbină și toate cele. Și spune-mi de ce ai trecut de la Opel la BMW, că tu ești împătimit. Opel Maniac. Da. Și el are un Opel Astra G, pachetul WC-ul. Exterior. Inițial n-am vrut să trec la BMW. Sunt mai multe mașini care îmi plac, multe mașini care îmi plac. Da, m-a atras foarte mult interiorul. Pe lângă alte mașini chiar și preț. Ok, și preț. Să le spunem oamenilor că mașina a costat
de a... Recomanzi mașina pentru un începător? Nu, pentru un începător nu recomand. Deci nu e mașina recomandată nu. Pentru un începător. Mai bine să-și ia un Opel ca al meu, Astra H sau un Opel Astra G. Da, orice altceva, dar nu BMW, pentru că deja se schimbă treaba. Se schimbă treaba, e altfel de condus, tracțiune spate, trebuie să fii mai... Mai atent mai și atent. O mașină puternică. Da, e destul de puternică. Nu recomand BMW pentru prima... Încercăm să facem și un 0-100. Să vedem dacă ce timp va scoate mașina. Avem și telefonul aici. Când ești gata, îi dai drumul. 3, 2, 1, start! Mai încercăm o dată că nu a fost cum trebuie. 3, 2, 1, start! Crește foarte bine durația. Cam atât și cu vlogul de astăzi. Eu am fost Dan Cristian, el a fost Ionuț, ne-a prezentat mașina lui și dacă v-a plăcut acest vlog, acest material, nu uitați și voi să dați un like, un subscribe și un share la acest video și ne vedem pe data viitoare cu un următor clip. Vă salut și numai bine! Ciao.